cineva să le explice, să le ajute, să fie împreună, să facă asociații cum sunt în America, pentru că dacă America e departe, este pentru că într-o comunitate bătrâni sunt într-o asociație, se duc peste primar, îi trântesc ușa de perete și spun, te omorâm, te dăm afară dacă nu faci ce trebuie pentru comunitate. Păi vezi în România așa ceva? Nu. Tot ăștia tineri trebuie să muncească pentru asta. Iarăși, educi socializarea la vârstnici, pentru că dacă ai educat socializarea la vârstnici, s-a redus cu 80% depresia, incidența depresiei. Da? Și bagi la antidepresive în ei, cu toate riscurile de rigoare, să-i găsești morți în supradoză. Bun. Dar dacă nu sunt profesioniști, ce educă? Vedeți? La doctor. Viziunea. Dacă l-ai întrebat pe un doctor, domnul doctor, dar nu este de ce l-ați făcut doctor? Păi m-am făcut doctor pentru că iubesc oamenii. A, înseamnă că iubesc și pe bătrânica aia care stă de 3 sferturi de oră la ușă. Nu? Adică de ce să stăm noi aici, domnul doctor, să mâncăm prăjituri, că este ziua victoriței? Mâncăm prăjituri și bem cafea de 3 ore și bătrânica aia stă acolo la ușă. Hai să o chemăm și pe ea, dacă tot o iubim. Nu? Valorile doctorilor trebuie educate, ale profesioniștilor, nu vorba mai de doctor. Sunt și psihologi care trebuie educați. Ce se duce la un psiholog? Păi știți că majoritatea psihologilor nu se duc la facultate pentru că observa că au eu o problemă? Și după aceea se gândesc că trebuie să mi-o rezolv. Și când întreb de ce v-ați făcut psiholog? Ca să-i ajut pe oameni. Adică, și vezi că trec ani mulți și el nu reușește să-i ajute pe oameni. El apucă plânsul în fața oamenilor. Îi vine să-și povestească viața. Da. Dar poate cel mai greu de educat și cel mai important la profesioniști este ce atitudine au față de ceilalți. Față de colegii lor. Pentru că dacă un doctor își bârfește colega, da? Deși la colegiul medicilor, dacă aia e incriminată că a făcut o greșeală, în malpraxis o apără, dacă e urma de cine e șef de secție, se sapă de zici că sunt educați de nu știu cine. Sau, ce să-i duci la doctor? De ce credeți că un doctor nu-și ia amantă, o doctoriță și ia o asistentă? Hai că am venit să vorbim și despre asta. Nu credeți că chestia asta trebuie educată? Pentru că un bărbat care nu este mulțumit de el are nevoie de o persoană mai proastă. Așa crede el. Vă spun în față. Pentru că persoana aia a fost obișnuită să-i spună, da, domn doctor, să trăiți, așa o să facem și lui trebuie asta. Și atunci o domină, pentru că cu doctorița nu merge. Da? Și așa se întâmplă că cu cât persoana este net inferioară celuilalt, ați văzut că e cât un copil de ăsta, un băiat așa înalt, care se joacă cu doi amici, pe lângă bloc. Ăla e un băiat care nu e primit de cei din seama cu el și se joacă cu ăștia mai mici. Tot așa este și doctorul care caută amantul asistentă. Cred că nu prea se descurcă între doctori. Deci nu știu ce s-a făcut. Începe să lucreze. Și atunci, probabil că va veni în cap ce întrebare să-i pune domn doctor. Iarăși este de educat timpul. E important să educi timpul unui profesionist pentru că și l-a întors pe dos. Oameni care nu au timp trebuie ajutați să aibă. Pentru că boala numărul 1 la ora actuală, serios, se pune problema să fie inclusă în DSM, în manualul de diagnostic american, este time crisis. Criza de timp. Agresivitatea prin criză de timp, depresia prin criză de timp, somatizarea din cauza crizei de timp. Și profesioniștii sunt în vârf. Oamenii valoroși intelectual au această boală. Dar la primar ce educă? Teancul. Ce stă mai sus? Lupta permanentă a cuiva care vrea sănătate în comunitate este să-i pună primarului sănătatea cât mai sus pe teancul de hârtie, unde are el desemnat. Și asta înseamnă că dacă ai o asociație profesională, un grup, intri la primar și schimbi. Dacă te duci singur, se întâlnă la tine așa, ca în vierme. Deci nu uitați că autoritățile se educă prin acțiunea grupului,
asupra autorității. Ați văzut cum s-a întâmplat la colectiv incendiu, s-au adunat oameni în stradă, l-au schimbat pe primul ministru. Ăsta e mecanismul. Poți să schimbi mentalitatea și chiar persoana dacă există asociere. Nu uitați că sunteți tineri. Și că dacă veți reuși ceva la nivel social, profesional, național, o să reușiți în grup, asociat. Marea șansă a României este că există Facebook în România, la ora actuală. Pentru că dacă n-ar exista, am fi cu sapa în mână în continuare. Vă spun sincer. Percepție. Primarul crede că vede totul în verde. Sau în culoarea partidului lui. Și tu trebuie să-l ajuți să vadă și alte culori. Dacă vrei să le duci pentru sănătatea celorlalți. Viziunile. Întrebările astea existențiale. Domnul primar, dar noastră pentru ce v-ați născut? Oh. Și întrebare grea. Și îl lăsați așa și plecați. Se duce la nevastă acasă. Auzi, Mariana, ce m-a întrebat un azi? De ce m-am născut? Eu auzi pe ce întrebat. Păi, dar tu mai ții minte că m-ai luat pe mine de soție, cum mi-ai zis de ce te-ai născut? De ce? Ai zis că îți plac oamenii frumoși, sănătoși și așa ca mine. Și vedeți, educația pentru sănătate își face loc. Managementul sunt o sumedenie de autorități care apar la ce înseamnă managementul unor situații, proiecte și așa mai departe. Trebuie să-i învățați. Eu lucrez la două organizații, ONG-uri, și știu ce înseamnă să deja un primar și să-l ajuți în 10 minute să-i predea o noțiune de management. Și să zică, bă, ce chestie, nu știam că se poate face așa. Și cu asta ți-a ajutat și ție organizația, de pricepe naibă. După ce un primar din București, având un frate cu depresie majoră, cu suicid, uite așa, pe margine, a primit asistență de la Fundația Estuarul de Crezio, ne-am dus la primar și am discutat despre situația fratelui lui și dintr-o dată toate programele de sănătate mentală din sectorul lui au început să funcționeze, să primească finanțare. De-aia este foarte important să-l ajuți pe om să rezolve probleme de management al vieții, inclusiv, și de comunicare. Da? Ați obosit? Nu. Am dat ce deprimat să văd. Pe scurt, când faci educație, ce influențezi? Ziceam că atitudine, da? Atitudine față de consum, foarte răspândit și foarte important în ziua de astăzi. De ce? Pentru că el, consumul, vine peste noi. Nu mai trăim situația din epoca de piatră, când ne duceam noi peste consum, săpam cu bețele, durăm, stăteam câte 3 zile ca să prindem ceva și să mâncăm. Acum vine consumul peste noi. Noi dormim și el bate la ușă. Cioc, cioc, cioc. Nu vreți să cumpărați niște napolitane? Haideți că nu se strică niciodată. Și știți, consumul ăsta este atât de agresiv încât copiii n-au nicio șansă. Ați văzut, nu? Ai pus un iPhone pe masă, în câteva secunde, bebelușul care nu făcea și nu știa, uite așa e pe el. Pentru că are lumină, pentru că are auto, are flash, are derulări de imagini singuri. Mă uitam când făceau colegele mele prezentările aici. Știți, doamna noastră, vorbeați, era foarte interesant ce vorbeați, și cu olea se derulau niște imagini de promovare a proiectului. Și venea să mă duc să opresc laptopul. Pentru că 30% din ochii oamenilor erau acolo. Așa face publicitatea cu tine. Tu vrei să faci salată de icre, freci la icre și îl vezi pe Mircea Badea. Și se taie icrele, nu știu, miros, se strică icrele acolo și tu te uiți în control. Relațiile. Dacă reușim să educăm relațiile între oameni, reușim să-i facem unii pe alții educatori pentru ceilalți. Haideți că vă mai zic asta și mă las. Când dau seama că mai puteți. Știți care e problema? Eu vă spun lucrurile în care cred, în toată inima, dar sunt cam multe și sunt prea concentrat. Și se șterg unele pe altele, așa, știți? Și îmi pare rău, dar mă rog, vom vedea. Percepțiile. Cum vezi? De exemplu, dacă îi duci la o fată, capacitatea de a-i spune unui băiat cum simte ea parfumul lui.
Și zice astăzi lui, îi zice băiatului, astăzi mirosi foarte frumos. Lăsați ducea ca să dăște, bă, să arăt că ieri puțeam. Și peste trei zile sau săptămâna viitoare au întâlnire. Auzi, dar eu am mirosit neplăcut vreodată și ea care este educată de tine îi zice, nu pot să spun eu, uite, întreabă pe prietenul tău ce mai bun, Gigi, pe ce stă acasă? Sună pe Gigi, bă, trebuie să vorbim, vreau face. Bă, Gigi, e miros nasol? Da, bă, puțin. Sunt serios. Bă, îți miroase singur, îmi pare rău să spun. Și de ce nu mi-ai spus, bă, până acum am dus, încercam să pun pe fata aia și ea nu vrea. Și dintr-o dată faci educația pentru sănătate când îi spui ei ce să zic. În relație. Înțelegeți? Percepția. Pentru că știți că dacă un om e mase cu ea, dintr-un motiv sau altul, el nu știe. Pentru că mirosul, ca și simț, are capacitate a lui, obosește. De-aia când te duci într-un magazin de parfumuri, miroși, miroși parfumuri, roșu, cafea. Ați văzut boabe de cafea? Da. Ca să se resimteze mirosul. Gama de olfactivă. Altfel te obișnuiești cu mirosul meu. Mai ales cu al tău. Și știți, mirosul întotdeauna spune ceva despre sănătatea omului. Că e cu dinții, că e cu stomacul, că e cu esofagul, că este cu metabolismul. Întotdeauna spune ceva. Și atunci, pe noastră știți, vă zic și pe asta, poate fugiți de aici, dar încă. De exemplu, ne-am făcut un site de educație pentru adolescenți și de educație sexuală și cea mai răspândită întrebare, știți care era? De la băieți. Domnule doctor, am penisul strâmb. E de la masturbare? Și stai și dai seama că băiatul a stat atâtea luni de zile și atâtea zeci de mii de băieți se gândesc la asta și care a spus, s-a zis, atâta că s-a stat eu. A nu e cam așa. Și te-ai văzut și am să știu că e de la masturbare, că e la felul, că e ca la coada de greble, ai văzut, dacă tot apeși pe ea, se strângă. Și dacă nu vorbește cu un profesionist, băiatul ăla rămâne cu idei aiurea în cap. Pentru că știți de la ce e? De la pusătoarea de la pantalon. Pentru că dacă ar purta băieții fuste, ar fi dreaptă. E groaznic, nu? Băi, frate, poate să stea decât ori pe partea aia, ori pe partea aia, nu știu de aia. Și atunci crește așa. Ei, vedeți? Eu, dacă dumneavoastră pădestrează așa, vrea seama cum stătea în liceu, nu știu de vorbește. Și a făcut o chestie, pe risă, așa, pe distracție. Iarăși ce educi? Educi pe individul, îi spui lui despre sănătate sau despre ce ar putea să facă ca să fie sănătos. Dar este foarte important că dacă vrei să acționezi asupra unui om, nici măcar nu trebuie să stai de vorbă cu el. Dacă ai luat pe toți oamenii din jurul lui și le-ai spus mesajul acela, iarăși există un experiment atât de frumos făcut pe vieții studenți de la Stanford. Și anume, se ia un student, este băgat într-o cameră, este întrebat cât e ceasul, zice e 5, și după aia sunt băgați 5 colegi de lui în cameră, la intervale de câte 5-10 minute. Cărora se spune, vedeți că este ora 4. Și intră ăștia și zic, băi, de-abia s-a făcut ora 4. Asta nu, bă, că e 5. Bă, e 4, să zic. Și dacă au intrat toți 5 colegi și au spus că e ora 4, ăsta își potrivește ceasul. Înțelegeți? Cât de important este să acționezi asupra grupului? Pentru că, de fapt, din grup vine și băutura, și fumatul, și agresivitatea, și degradarea, și și misoginismul, toate vin din grup. Și dacă tu educi grupul din jurul omului, l-ai făcut omul ăsta. Deciziile. Există deciziile alea cu, știți, sau alternative, să aleg una dintre ele, să verific și să văd efectele. Ăsta e procesul decizional, da? Noi nu facem așa. Noi zicem, nu am tachitat, nu sunt la ăsta. Da? Sau ne uităm la cine se, la ce se uită el, ați găsit seama cu noi și aia. Cam așa și avem o viață în asta. Iarăși, nu mi-a spus subiectul ăsta, nu știu ce am. Trebuie să mă lapsi analiza. Și atunci, ce rezultă din educația pentru sănătate? Asta rezultă. Asta.
stil de viață sănătos. Cum trăiești? Trăiești frumos. Trăiești într-un fel care curge de la sine, care se potrivește cu mediul, care se potrivește cu ceilalți oameni, cu ce simți, cu cine ești. Pentru că dacă nu va fi fericit vreodată, va fi fericit dacă el știe cine este și dacă pune acțiunile lui în acord cu cine știe că este. Și atunci are și o senzație că totul merge bine. Bun. Cât e ceasul? 4. Întrebări. A, bineînțeles, dacă am vorbit eu continuu și nu v-am mai întrebat între timp, ați amorțit acolo. Acolo pe hol se află, poate să mai fie broșurile alea cu alcoolul, care sunt gratuite, și cartea Ce m-a făcut femeie, că vine mărțișorul, pe care am gândit să o aduc, pentru că poate o dați bărbaților dumneavoastră, să știe dacă sunt ei ăia sau alții. Este o carte despre cum te dezvolți ca personalitate feminină. Ce să vă mai zic? Puteți să întrebați, dacă nu aveți chef acum, puteți să intrați pe iru.ro, iru, Institutul de Relații Umane.ro, și acolo este mail și puteți să mă întrebați pe mail ce mai vreți să întrebați. Ok? Sau pe Facebook, Hai! Gata? Plecăm acasă? Hai să ziceți ceva. Ce spuneți? Nu mai provoc, pentru că știți de ce? Îmi dau seama că v-am ținut prea mult. Și nu, dar nici mai pot să vorbesc, că mă strălucru. Așa că dacă n-ați trebuie să vorbiți, mă odihnesc și eu. Haideți, să aveți un weekend frumos și să ne sănătoși. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați făcut timp să ajungeți astăzi aici, alături de noi. Cei care doresc să continuăm activitatea până noaptea târziu, vă invit la sediu din strada Bicaz să vă prezentați lucrările, comunicările și astăzi și mâine. Cursanții, da, care au lucrări și doresc să le prezinte, îi așteptăm pe strada Micaz, la sediul școlii, da? Mulțumim frumos! Nu vor să desprindă de dumneavoastră, domnule doctor. Începem chiar dacă mai devreme decât a fost programat, dar înțeleg nerăbdarea unora se întoarce acasă astăzi, după o zi plină. Începem prezentarea tuturor în secțiune. Da. Pentru ziua de astăzi, secțiunea investigarea unor probleme vizând sănătatea mentală, sănătatea alimentației. Invităm alături de noi alimentația la elevi, da, cu titlu Alimentația la elevi, factor de influență asupra procesului de învățare și al sănătății, pe doamna profesor Natalia Iacoveț, de la Colegiul de Medicină din Bălți, Republica Moldova. Sănătatea este primordială, fiindcă educăm, în primul rând, elevii, oameni, am să zic, hai să cerpeți, ca cum eu zic, mie și bărbații, da? Și de ce ne-am propus ca studiu, studierea modului de alimentație la elevii ai colegii de Bălți. Am să rog eleva noastră, care e eleva anul 2 la Specialitatea Medicină Generală, la Serv Medical Medicină Generală, se prezinte un PowerPoint, după ce vă propun spre vizualizare un mic filmuleț, un pic umor, adică cum elevii noștri se alimentează la pauza aceasta, care avem pauza de prânz, care o constituie doar 20 de minute. Alimentația la elevi, factor de influență asupra procesului de învățare și asupra sănătății.
Scopul medicului este să caute sănătatea. Boala o poate găsi oricine. Un stil de viață sănătos înseamnă, în primul rând, o alimentație sănătoasă. Alimentația reprezintă unul din factorii de mediu cu rol primordial în dezvoltarea armonioasă a copilului și a adolescentului. Deoarece sursa de energie, de nutrienți, este reprezentată de diversele alimente. Există și dezvoltarea organismului care nu poate fi conceput independent de relațiile cu mediul înconjurător, social, biologic și chimic. Este bine cunoscut faptul că alimentația influențează în mod direct asupra nivelului intelectual al unei persoane. Unele alimente sunt pe placul creierului, altele deopotrivă, îl împiedică să funcționeze așa cum ar trebui. Pentru cercetare am fost eșantionul de 4 grupe de elevi, a câte 27 de elevi, cuprinși între vârsta de 15 și 17 ani. S-a constatat o insuficiență a următoarelor produse: lapte și produse lactate, pește și preparate din miere, ouă, grăsimi comerciale animale, produse cerealiere de tărâță, secară, orz, legume și fructe. Pentru băieții de 15-17 ani s-au constatat insuficiențe de proteine totale și proteine vegetale, iar lipidele vegetale au depășit necesarul zilnic. Situația aportului de trofine pentru fete este următoare. Fetele primesc un surplus de lipide vegetale totale, proteine animale și lipide animale și o cantitate insuficientă de glucide. Printre respondenți s-a depistat și elevi care nu iau nici dejunul, nici prânzul, circa 2%. Totodată, în urma chestionării, am evidențiat că în alimentația elevilor intră și alimente cu indicele glicemic foarte ridicat, ca cartofi prăjiți, făină albă, popcorn, zahăr, orez, băuturi carbogazoase, chipsuri, făină semi-integrată, pâine de secară, banane, pizza, ketchup și plăcinte. Aceste produse, potrivit nutriționiștilor, determină creșterea bruscă a glicemiei, care la rândul ei produce tulburări la nivelul de insulină, a poftei de mâncare și a capacității organismului. Astfel, modul sedentar de viață, orele în șir petrecute la calculator, modul incorect de alimentație și este cauza apariției obezității, dereglărilor metabolismului glucidic și diminua reușita școlară, implică tot organismul, sistemul nervos, aparatul respirator, sistemul cardiovascular. În prima fază, la sfârșitul orelor, scade capacitatea vitală datorită oboselii. În prima fază, apare o creștere a aludei ventriculare, scade hipertensiunea arterială și se mărește hipertensiunea arterială și la sfârșitul zilei scade tensiunea arterială. Factorii care influențează capacitatea de lucru sunt vârsta, dezvoltarea neuropsihomotorie, starea de sănătate, intensitatea și durata efortului, caracterul solicitării și igiena corpului. Curba fiziologică de efort crește treptat, de la ora 7 la 9 maxim, platou la 9 la 12, scade între orele 11-14 minim, crește între orele 15 și 19, dar desigur că nu la fel ca dimineața. Deoarece elevii au câte 4-5 perechi pe zi, optimul de activitate este la perechea 1 și a 2 și scade la perechea 3, jumătate din perechea 4. Aceasta trebuie luat ca factor în elaborarea oralului elevii. De ce este atât de important prânzul? Nivelul de glucoză din sânge variază de anumiți factori. Screeningul s-a efectuat până și după prânz la membrii cercului științific Generația Open, utilizând glucotestul. Printre ei, nu au fost elevi care au afecțiuni ale cronice sau afecțiuni în sistemul în diabetul zaharat. Elevii nu erau după educație fizică și nu aveau în această zi evaluări, deoarece aceste circumstanțe ar duce la mărirea sau la scăderea indicului glicemic. Rezultatele denotă următoarea. Norma, indicele glicemic capilar, dimineața, glucoza, glucoza, 33. Norma, 33. 5,55 mmol pe litru. Bine mâncate, mai mic de 5,60 mmol pe litru și după o lecție, adică de la prânz 5,60-6,90 mmol pe litru. Este foarte important că pentru revenirea la norma glucozei e necesară de o activitate cu nu prea mare efort sau stres. Există riscul aparenței somnolenței, deoarece alimentele consumate la ele conțin zahăr. Mâncarea propriu-zisă nu este singura care îți oferă energie de care ai nevoie să înfrunți restul zilei. De fapt, este foarte important să te ridici din bancă și să te miști, pentru că acest lucru îți pune sângele în mișcare și te trezește.
Astfel, te vei simți reîmprospătat și gata de muncă. În plus, dacă mergi la masă, îți eliberezi mintea și îți îmbunătățești starea de spirit. Așadar, este important ca pauza de prânz să facă parte din programul zilnic, pentru a-ți ridica nivelul de energie, pentru a-ți stabiliza zahărul din sânge și pentru a-ți ajuta sistemul imunitar. Dacă stai așezat și mănânci în timp ce citești sau scrii altele, e greu să obții beneficiile unei pauze. Atunci când ești atent la ceea ce mănânci, ești atent la cât timp îți ia ca să mănânci, ai mai multe șanse să-ți dai seama că te-ai săturat. De aceea, timpul stabilit pentru pauza de prânz de 20 de minute este foarte mic, e suficient. Problemele apărute în cadrul studiilor. Pauza mică pentru prânz, 20 de minute, este foarte puțin. Lipsa cantinei cu un meniu sănătos. Studiul a arătat că petrecem 12 minute pentru masa de prânz. Restul timpului din masă pentru prânz, elevii îi dedică pentru pregătirea următoarei perechi sau navigatorului prin internet. Facebook. Da, Facebook. Și asta are două efecte mari negative. Primul efect asupra mucoasei gastrice. Pentru ca aceste bucăți mari să fie digerate de alimente, e nevoie de o cantitate mai mare de suc gastric, alcătuită în mare parte de acid clorhidric. Gândește-te, cam ce efect are aceasta asupra mucoasei gastrice? Arsuri, crampe, oboseală cronică, stare de nervozitate și pe termen lung ulcer gastric în complexitate. Al doilea efect negativ este al vitezei la masă. Trebuie să știi nivelul în care îți iei prânzul atunci când ești la ore și acesta influențează direct nivelul de energie, productivitatea și altele. Un rol important revine educației, informării elevilor despre modul sănătos de viață din cadrul Colegiului de Medicină Bărți. Acesta se desfășoară sub forme de training-uri, seminare, conferințe, ore de dirigenții, de catedre dedicate acestui subiect. Nu există prea multă sănătate, așa că ai grijă de ceea pe care o ai. Și în continuare vă vom prezenta un mic filmuleț pe al unui colegiu. Am de lucru să citați fie așa, că nu mor fie.
mai mare, ne ajută Filip să cantine. De ce? Avem copiii țară de la 8 până la 5 în aceeași instituție. Ne alimentăm cu produsele de acasă, caserole sau cu scuturile cele care sunt. Ușile noastre sunt mereu deschise pentru partenerii de colaborare și sufletele la fel. Deci pe parcursul prezentării, cred că ați auzit la un moment dat că era vorba de orei. Doamna profesoară ne-ar putea descrie mult mai mult, deci vorbim nu dăm în sistem de, sistemul de învățământ, cel puțin din discuția pe care am avut-o ieri cu dumnea ei, când a sosit, diferă foarte mult de la noi. După cum vedeți, program 5-8, la noi se merge cam cu 7 ore pe zi de stat în 7 ore de stat într-o instituție școlară. La ei se, o oră este de... O oră și 35. Adică dacă vreți să o mai întrebați, sistemul este un pic diferit, colegiu. Nu înseamnă liceu, cum înseamnă la noi, înseamnă un pic mai mult, înseamnă oarecum apropiat de sistemul oficial și universitar. Dacă mai aveți alte curiozități, eu vă spun din punctul meu de vedere care au fost curiozitățile privind sistemul. Eu îmi să mai adaug, dar puțin, anul acesta am profat de anul întâi, cu anul 8 clasă. Eu fi elevii câte chiar mă uit în grup un elev de 14 ani, eu fi cheță 15, sunt copii, într-adevăr copii. Deci ei la prima ședință de părinți, eu rog părinții să le dea copiilor de acasă mâncare, în tonduroale, în caseroale, de aceste mici, le mâncăm condițiile care le avem. Citind, pregătindu-mi de următoarele lecții. Fiindcă pauza dintre o pereche, o lecție, de 10-15 minute. Dar pauza pentru prânz, ministerul nostru a stabilit doar 20 de minute. Am ratat că este foarte puțin pentru asimilarea hranei, pentru pregătirea de ore. Și copiii, un copil de 15 ani, să stea într-o instituție de la 8 până la 4:40, e dificil. Și pentru noi, ca cadre didactice, să-i cointeresăm după perechea a 3-a, deja e foarte greu de lucrat la perechea a 5-a. Și mai ales de ce la 5-a, dacă mai ales la noi sunt
teorii, a cincea perioadă, practica, mai lucrezi. Mai lucrezi în grup, mai lucrezi, mai fac unele manipulații. Teoria e foarte dificil de a o promova, de a interesa ele să stea o oră și 35 și să te asculte, să-i mai dai o evaluare, un test. Da. Știi cum este elevă. Da. De asemenea, sistemul acolo, deci după cum vedeți, după ce a terminat gimnaziul, poate intra direct în, pregătire pentru învățământul sanitar, cum se intra odată la noi, sistem liceu, ca povesteau ceva ieri, că e cu trei clase până fac, dacă vor. Admiterea, vă invităm la colegiul nostru, fac și un pic spun. Publicitar, o orientare în profesie, așa se zice la noi, o ghidare în profesie, după, admiterea este după 9 clase, adică cum este eleva Valentina, învață 5 ani, deci învață și profesie, și profesia și disciplinele de liceu. Dar un pic mai greu le revine la susținerea bacalaureatului. Și admiterea după 12 clase, ca la voi, studiile post-liceale, da? Da, este asistent medical și tehnician dentar și asistent medical în diagnosticul de laborator. Sau mai simplu, 2 ani urmă era felcer laborant. Deci învață doar 3 ani, doar profesia, atât. Pe când ei învață, au și ore de liceu, profil real, evident că, și plus profesie, plus disciplinele de specialitate, ca și labor, terapie, chirurgie, pediatrie, nursing, avem de toate. Nici la voi, nici la noi nu este greu. Cel care vrea să obțină ceva, o profesie bună, să fie competent, trebuie să pună mână pe carte, cum să vă spun, ca un cadru didactic cu experiență. Și plus, desigur că educăm nu numai asistenți medicali, nu numai lucrători, dar și oameni, în primul rând, ca dirigenți. Atât, vă mulțumesc frumos pentru primire. Îmi place foarte mult la voi, noi chiar ne gândim, poate să ne ducem mâine seară, dar nu avem transport. Îmi place foarte mult, sunt câteți foarte ospitalie, valoros ne-ați primit. Vă așteptăm și pe toți, vă așteptăm, cu schimb de experiență, stați la lecții, la perechi. Nu cred că elevii noștri s-ar stresa, s-ar simți bine, cred că. Da. Welcome. Mai zi bună. Da, mai decât. Adică, dar încă un lucru, dintr-o oră, dintr-o pereche, deci de o oră și 35, 45, 5 minute e pauza. Nu prea e bine pentru că pentru mine ca profesor mă deranjează. Fiindcă ei ies afară, mai ies pe la bufet, așa zis, cum se numește la voi? Bufet, când nu-i cantină. Și întârzi la ore. Și atunci sunt nevoie să se pedepsesc prin oricare mod. Adică 5 minute între pauză, fiindcă se consideră de minister că scheletul încă crește și e nevoie de o oră și 35 stai pe un loc, nu este corect. De ce s-a făcut pauza aceasta de 5 minute? Așa le-a noi sistemul de învățământ. Și în momentul în care termină colegiul, pot să progreseze fără problemă, da? Da, da. Avem repartizarea, am vorbit, doamnă director, după finalizarea colegiului, avem repartizarea în câmpul muncii. Adică elevul este obligat să lucreze timp de 3 ani după trimiterea aceea de la minister. Dar în caz că el nu dorește, se duce la minister, la instituția dată, scrie refuz și pleacă. Sau se căsătorește, depindeți ce dorință are. Dar locurile sunt asigurate cu locuri de muncă și destul de bune. Locurile de muncă, majoritatea sunt în oraș, în Bălți, în Chișinău. Dacă are angajare liberă, atunci îl aduce că instituția cu tare sau un CMF, un centru medical de familie sau un spital, dorește să o angajeze. Dar în timpul promovării practice, deja cei mai buni elevi sunt selectați și instituția dată îi rezervează și ia de la noi. Asta e cam sistemul cu aranjarea la lucru. Deci se practică angajarea după terminare, da. Adică ceea ce aveam mai înainte de 89. Numai preferința tehnicienii dentari, ei au angajare liberă, sunt foarte solicitați la voi în țară. Care e motivul? Poate mi-l spuneți voi. Pentru că noi nu pregătim. De ce? Da, sunt foarte... Deci ei au angajare liberă, lucrează mai mult peste hotare. Sau în clinici particulare la noi în stat. Vă mulțumesc încă o dată. O rog pe doamna
apuc Laura, de la Școala Sanitară Pozițională Ana Slănonești, să vină să ne prezinte materialul cu titlu Alimentația Națională a Păznicilor. Interesant. Mergem la extreme, de la elev, la păznici. Din punct de vedere al digerabilității și resorpțiilor intestinale și mai mult în ceea ce privește arterea lor. Perturbările metabolismului lipidic pot apărea chiar din perioada de vârstă mijlocie a adultului. Se constată o creștere a colesterolului și a trigliceridelor cu depunerea lor pe vase de sânge în cursul procesului de ateroscleroză. Observăm ateroscleroza, sunt acele depuneri pe peretele interior a arterelor ce pot evolua până la usturarea lumenului acestora și blocarea fluxului de sânge. Observăm factorii de risc principali, sunt fumatul, diabetul, hipertensiunea, hipercolesterolemie, obezitate, sedentarism. Ateroscleroza poate duce la cardiopatie ischemică, accident vascular cerebral, durere în gamă la mers, mortalitate crescută. Trebuie să ținem valorile în limite normale, să avem grijă, să facem mișcare, cât posibil să nu fumăm, să avem o alimentație sănătoasă. Din punctul de vedere al metabolismului proteinelor, se constată o accentuare a catabolismului azotat, ce are drept urmare diminuarea funcției plastice de regenerare și refacere a țesuturilor, se modifică metabolismul hidroelectrolitic cu schimbarea repartiției unor ioni în diverse sectoare de activitate ale organismului, cu fenomene de demineralizare ale scheletului, uneori destul de accentuate. Putem observa la coloana verticală, la femur, la capul femural, ce mai are din această limbă. Rația alimentară reprezintă cantitatea de alimente ingerate care satisface calitativ și cantitativ toate nevoile nutritive ale individului pe o perioadă de timp, de obicei 24 de ore. Se poate exprima fie în calorii, fie în principii nutritive, fie în alimente, toți acești factori aportați la unitatea de timp. Având în vedere toate aceste modificări legate de procesul de îmbătrânire, dietetica are rolul de a furniza o alimentație care se corespunde particularităților lor digestive și reabsorbție din această perioadă, dar totodată intervine prin calitatea și cantitatea alimentelor introduse în organism, în sprijinirea luptei pentru adaptarea acestuia la un nivel metabolic satisfăcător. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, necesarul caloric optim este acel aport energetic alimentar care asigură o balanță energetică ideală necesară menținerii greutății și compoziției corporale normale,
păstrării pe termen lung a stării de sănătate, desfășurarea activității fizice și intelectuale și parcurgerii unor perioade fiziologice. Hrana unui individ de peste 60 de ani va trebui alcătuită în concordanță cu solicitarea fizică. Observăm piramida alimentară, care pentru activitate zilnică de intensitate medie trebuie să cuprindă apă, făinoase, fructe proaspete, legume și zarzavaturi, produse lactate proaspete, preparate din carne slabă, în special de pasăre, pește, grăsimi saturate și dulciuri concentrate în cantități mici. La persoanele vârstnice, lipidele trebuie să acopere 28-29% din rația calorică totală, restul de 58-59% va fi acoperit de glucide, care provin mai ales din legume, fructe, cereale. Se vor evita dulciurile concentrate, consumul de prăjituri va fi limitat, datorită concentrației lor mari din glucide, ceea ce solicită funcția endocrină a pancreasului și duc la epuizarea acestuia și la apariția diabetului zaharat senin. Se vor evita cartofii prăjiți. Sursele principale de glucide vor fi pâinea, cartofii, pastele făinoase, orezul, legumele uscate și dulciurile. Dacă există asemenea devierea ale echilibrului lipidic, cota de glucide va trebui scăzută. Unele alimente bogate în hidrați de carbon, ca pâinea și legumele uscate, fiind fermenteșcibile, pot antrena uneori prin consumarea lor în cantitate crescută, tulburări diseptice, tulburări de secreție acidă, motilitate. Pastele făinoase sunt ușor de ingerat, dar vor fi reduse dacă există o tendință de îngreșare. Legumele verzi sunt importante prin conținutul lor în celuloză, care favorizează motilitatea intestinală. La mai multe persoane vârstnice se remarcă o tendință la denutriție proteică, ceea ce face ca aportul de proteine să fie în general crescut, reprezentând 12% din valoarea calorică a rației. Din cantitatea totală de proteine, circa 40-45% vor avea valoare biologică mare, acestea provenind din lapte și produse lactate, albui de ou, produse de carne. Se vor evita alimentele bogate în nucleu proteine, alimentele bogate în purine, care cresc concentrația acidului uric, favorizând apariția gutei. Substanțele minerale și vitaminele, deosebite necesare omului în vârstă, sunt aduse de fructe și legume, care se vor consuma sub formă de sucuri proaspete sau consumate ca atare, fie coapte sau sub formă de pireuri. Au acțiune mineralizantă prin conținutul lor bogat în magneziu, calciu, fosfor, fier, alături de un conținut foarte scăzut de sodiu. Fructele aduc cantități importante de vitamine indispensabile pentru organism, precum potasiu, calciu, acid folic, complex B. Vă prezint o alimentație corectă, ceea ce trebuie să cuprindă alimentele permise, lapte de grăsat, derivat din acestea, carne slabă de vită, în special carne de pasăre și pește, grăsim ulei de floarea soarelui, soia, porumb, unt în cantități limitate, ouă, preferabil albușul, făinoase, pâine albă intermediară veche de o zi, prăjiturile de casă preparate cu unt de lemn sau margarină, paste făinoase, orez, griș în cantități corespunzătoare. Legume preparate sub diverse forme, pireuri, soteuri, budinci, sufleuri, fructe proaspete, compoturi înghețate, sucuri de fructe, pireurile de fructe, fructele coapte, supe de grăsate, băuturi, apă minerală, bere, vin, alcool, numai în cantitățile prescrise de medic, cafea, ceai, consumate cu moderație pentru a nu accentua insomnia frecventă la vârstnici. Alimentele interzise, lapte gras, smântână frișcă, brânzeturi grase, carne de porc, slănină, șuncă, cârnați, orice carne cu grăsime vizibilă, viscere în general, grăsimi, ulei de cocos, untură, seul, unt în cantitate mare, maioneză, ouă în general gălbenușul, omlete, legume, cartofi sau alte legume preparate cu lentascul și prăjeală,
compoturi cu siropuri foarte concentrate, peștul cu cremă și frișcă, torturile, foietajele preparate cu untură, supe preparate cu smântână, unt gălbenușuri, băuturi foarte dulci și băuturi alcoolice foarte concentrate, dulciurile care vor fi consumate în cantități reduse. Aportul de lichide se recomandă să se consume în jur de 1500 ml în 24 de ore. În continuare, vă prezint un model de meniu pentru un vârstnic din normoponderal. Dimineața, cei cu pâine, cu unt sau margarină, brânză de vaci și roșii, ustar de la ora 10, iaurt cu prăjituri de casă, prânzul, supă de roșii cu orez, musaca de dovlecei cu carne, pâine intermediară, gelatină de fructe, gustare de după amiază, cafea naturală, o ceșcuță mică, biscuiți cu albuș, seara, salată de conopidă cu chimen și mărar, griș cu lapte și mere rase. De asemenea, avem un model de meniu pentru o zi de crudități a lui vârstnic cu exces ponderal, dimineața 200 grame mere crude, ce se pot aromatiza cu scorțișoară, gustarea de la ora 10, 200 grame struguri, prânzul, salată de roșii și ardei grași, cu 2-3 lingurițe de ulei fără sare, așezonată cu mărar, pătrunjel, 200 grame pere bine coapte, gustarea de după amiază, 200 grame portocale sau suc de portocale, seara, salată de morcov raș, pătrunjel, salată verde cu mărar, pătrunjel, frunze, chimen și 2 lingurițe de ulei și oțet sau suc de lămâie, 200 grame de mere crude. La fulcare, un pahar de suc de portocale de 200 de grame. În concluzie, prin respectarea indicațiilor prezentate, se poate asigura vârstnicilor un confort fizic cât mai satisfăcător. Vârstnicii reprezintă membrii valoroși ai societății și trebuie tratați ca atare. Sistemele de sănătate trebuie adaptate nevoilor unei populații vârstnice în continuă creștere. Prin adaptarea unui stil de viață sănătos pe tot parcursul întregii vieți, putem avea o bătrânețe activă, sănătoasă și fericită. Vă mulțumesc! Aș putea să completez un pic materialul care a fost foarte bine redactat. Meniul pe care l-ați pregătit, foarte interesant și bun, dar pentru un vârstnic care are o activitate medie, adică un vârstnic de la oraș, să spunem așa, care iese puțin, are grijă de nepoți, mai face câte ceva cumpărături la piață. Întotdeauna trebuie să ne gândim că meniul pe care trebuie să-l pregătim acasă pentru noi sau altul, trebuie să ne influențeze în funcție de activitatea pe care o desfășurăm noi. Este extrem de important acest lucru și în funcție de zona, locația, pentru că un vârstnic la țară, dacă se ocupă și de grădină, are un efort mai mare și o să trebuiască cantitățile poate un pic mai mari. Va avea nevoie de un pic mai multe calorii. În prezentare, dacă veți prezenta și acest lucru altă dată așa, va fi extraordinar de bine. Felicitări! Îmi cer scuze că stau jos, dar credeți-mă, de azi dimineață este destul de mult pentru mine. În continuare, un material interesant. Arome ale sănătății, menta și mierea de albine. Costina hârjabă, da? De la Școala Sanitară Posticeală Comănești. Nu? Nu. 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 Vreau să fac o completare. Da. Acum se dă voi. Am să mână ridic puțin de asta. Da. S-a vorbit în lucrare despre osteoporoză, da? În special la vârstă. S-a demonstrat științific de altfel, da? Și cei care sunt imobilizați la pat, da? Și li se dă calciu, magneziu, se adaugă suplimente nutritive, da? Sunt bine îngrijiți, da? Sunt bine alimentați. Totuși, da? Gradul de osteoporoză, da? Se accelerează. Asta înseamnă că mai trebuie să facă ceva acelor, da? Sau să îi se facă ceva. Da? Și adică șoc, osos. Am să vă rog să nu uitați, da, și să mă luați, da, la spate, să spun așa, în serios, ceea ce vă. Că nu este de ajuns doar alimentația, da? Corpul lucrează pe legea, da, minimul efort. Dacă nu-mi trebuie acolo minerali, nu-s, dar ce să investesc?
Da? Așa că, da, trebuie obligatoriu să facem, dar nu neapărat că suntem într-adevăr și toată lumea zice, da, ok, voi nu cu mișcarea sunteți, da? Nu sunt numai cu mișcarea, da? Încerc doar să vă explic că bolnavii imobilizați la partea aceea, văd că sunt mai mulți asistenți și mai puțin văd studenți și elevi de-ai mei. Acolo le-am explicat și am ținut o întreagă teorie despre treaba asta, da? Și bolnavul imobilizat la pat trebuie mișcat și trebuie făcută compresie, da, articulară, adică acele șocuri, da, pe os, mai ales, eu știu când sunt în grele mari, în pomă și așa mai departe. Mulțumesc, da, și foarte bună lucrare. Da. Avea mai multe lucrări pregătite. În seara asta ne prezintă dependența de amfetamine, da? Fără emoții. Dependența de amfetamine. Știu că drogul face rău, îi spunea micul său, dar valoare vorba are până la doza următoare. Încă din cele mai vechi timpuri a existat tentația de a ajunge la stări euforice. Cercetătările au arătat că drogurile au apărut de pe vremea dacilor și a romanilor, ce fumau cu vese ierburi, cu marfii cânepa indiană și avea efect afrodisiac și halucinogen. Drogurile se foloseau și în timpul războaielor, în secolul XVIII, descoperindu-se opiul, ce avea ca ingredient principal nerafinat morfina. Era folosit ca medicament ce calma durerile provocate de răni. Dintre cele mai cunoscute categorii de droguri sunt și amfetaminele. Acestea măresc viteza de reacție a corpului, fac inima să lucreze mai repede și pompează adrenalina în sistem, însă nu blochează transmiterea impulsului nervos. Urmările consumului de amfetamine sunt probleme psihice ce includ confuzie, depresie, tulburări ale somnului, anxietate severă, nevoia de a consuma droguri. Simptomele fizice sunt reprezentate de tensiuni musculare, vedere încetoșată, mișcări rapide ale ochilor, stare de leșin și frisoane. În abstinență este tipică nevoia de somn. Euforia inițială dispare aproape de tot. Dimineața este cea mai neplăcută, toate mișcările par să necesite un efort uriaș. Uneori, consumatorul doarme timp de mai multe zile și apoi, câte 12-14 ore pe noapte, timp de mai multe luni. Pentru a păstra efectul dorit, consumatorii măresc dozele, iar când se opresc, sunt adesea depresivi, letargici și foarte înfometați. Amfetaminele anulează senzația de foame, locuind-o cu o senzație de sațietate. Consumatorii răiți riscă afectarea vaselor de sânge și a inimii. Multe dintre femeile care folosesc amfetamine constată că menstruația lor devine neregulată sau se oprește, studiile arătând că folosirea de amfetamine și contraceptive duce la creșterea presiunii sângelui, care afectează inima, vasele de sânge și ficatul. Ba chiar, amfetaminele pot diminua efectul pastilelor contraceptive, a căror eficiență scade considerabil. Întreruperea bruscă a administrării de amfetamine provoacă oboseală, somn prelungit, hiperfagie și depresie. Cercetările spun că întreruperea consumului generează simptome pozitive ca anxietate, tremur, foame și negative cum ar fi oboseală, letargie, depresie, ce poate duce chiar la suicid. Supradozajul de peste 20 mg poate determina reacții adverse la persoanele neobișnuite cu efectul substanțelor, acestea fiind reprezentate de palpitații, uscăciunea gurii, dureri de cap, greață, vărsături, neliniște și insomnie chinuitoare. Supradozajul de amfetamine duce la efecte negative asupra organismului, chiar și la moarte. Aveți întrebări? Foarte interesant, așa, materialul. Știm, anul trecut au mai fost discuții de câteva zile, da, care au ținut...